Salutare tuturor! Ne apropiem cu pașe de un nou sezon de raportări financiare, sezonul de raportări financiare la 9 luni, un sezon foarte important pentru investitorii la Bursa de Valori București, pentru că prin aceste rezultate publicate de companii vom avea o imagine mult mai bună asupra anului 2024 și deja putem anticipa destul de bine care sunt acele companii care își vor depăși bugetul, care vor raporta rezultate peste așteptări care, sau care sunt companiile care, vor dezamăgi și probabil vor anunța rezultate chiar mai slabe decât cele bugetate. De asemenea, rezultatele la 9 luni pot fi folosite pentru a face estimări mult mai aproape de realitate privind dividendele care vor fi distribuite anul viitor de companii. Având rezultatele financiare la 9 luni, mai trebuie doar să adăugăm niște rezultate estimate pentru trimestrul 4 și să facem doar câteva calcule simple, matematice pentru a identifica dividendele cu randamente de peste 9% de peste 10% dacă va fi cazul, vom vedea. În cele ce urmează mi-am propus să vă prezint o serie de companii care ar putea raporta rezultate financiare foarte bune, rezultate peste așteptări, chiar rezultate record acum la trimestrul 3. Avem câteva astfel de companii care ar putea raporta rezultate cu mult peste așteptările investitorilor și vă voi prezenta câteva astfel de companii, dar și o serie de companii care sunt nevoite să surprindă plăcut la trimestrul 3 pentru a da în continuare speranțe că pot atinge cifrele bugetate la final de an vom discuta despre companii din sectorul bancar, despre companii din sectorul energetic, dar și câteva companii de pe piața aero. Țin să subliniez că tot ce vă prezint în continuare sunt doar niște estimări, niște calcule estimative privind rezultatele care vor fi publicate în perioada următoare. S-ar putea ca unele valori să fie apropiate de cele anunțate de companii sau unele valori să fie complet aiurea. Nu vă recomand să investiți pe baza a ceea ce vă prezint eu în continuare. Nu este prima dată când m-am înșelat în privința uh, estimărilor pe care le fac. Nu am pretenția că dețin adevărul absolut și că ceea ce vă prezint eu în continuare vor fi, uh, fi exact cifrele anunțate de companii. Așadar, mare atenție la toate aceste informații, așteptați rezultatele publicate de companii și apoi luați decizia de a investi sau nu în acțiunile companiilor. Așadar, tot ce vă prezint eu în continuare sunt doar niște cifre estimative, am încercat să ghicesc în globul de cristal, s-ar putea să fie defect. Dar până atunci vă readuc aminte că proiectul Investește la Bursă este susținut și de brokerii de la Goldring, o companie de brokeraj prezentă pe piața din România de peste 20 de ani. Așadar, dacă vreți să faceți pasul către bursă sau să învățați mai multe despre domeniul investițiilor la bursă, intrați și pe site-ul Goldring pentru că veți găsi acolo foarte multe materiale utile. Dar haideți să trecem la prezentarea pe care v-am pregătit-o. Vom discuta în continuare despre bănci și ne vom folosi de platforma Investește la Bursă. Ce veți vedea în continuare este doar o mică parte dintr-o prezentare pe care am pregătit-o pentru investitorii din platforma Investește la Bursă o prezentare pe care o voi face alături de Cristi Tudorescu joi seara pe data de 24 octombrie, iar înregistrarea va fi disponibilă aici în platforma Investește la Bursă. În continuare vom discuta despre Banca Transilvania și după cum vedem aici în platforma Investește la Bursă, banca are indicatori și multipli destul de atractivi. Pentru că vorbim de un per de 7,1 și un forward per pe baza rezultatului estimat la finalul anului 2024 de 6,3. Banca a raportat un câștig record pe trimestrul 1-2024, un câștig record care a fost ajutat de un câștig nerecurent din reevaluarea achiziției BCR Moldova. La momentul respectiv. Banca Transilvania a raportat un câștig nerecurent de 133 de milioane de lei din reevaluarea participației la BCR Moldova și așa profitul pe trimestru 1 2023 a ajuns la 1,13 miliarde de lei. Acum, pe trimestru 3 2024, mă aștept să se întâmple același lucru, dar de data aceasta cu ajutorul reevaluării câștigului la obținut în urma achiziției OTP Bank. Analiștii estimează un câștig nerecurent doar din achiziția OTP România, undeva între 300 și chiar 500 de milioane de lei. Dar, după cum vedem, la nivel trimestrial, Banca Transilvania a reușit din businessul de bază să raporteze profituri de 1 miliard de lei în ultimele două trimestre. Așadar, mă aștept ca și în trimestru 3 profitul să rămână undeva pe la 1 miliard de lei, și cu un câștig nerecurent din achiziția OTP Bank România de poate 300 de milioane, poate chiar 500 de milioane, nu știm, vom vedea, profitul pe trimestru 3 să fie unul record. Veniturile, cel mai probabil, vor continua să crească, după cum se vede aici în platforma Investește la Bursă, unde am adunat date la nivel trimestrial privind veniturile din comisioane și veniturile din dobânzi. Începând cu anul 2015, veniturile din comisioane continuă să crească, de asemenea și veniturile din dobânzi continuă să crească, și mă aștept ca acest trend să se mențină în continuare, poate nu chiar la fel de accelerat, dar mă aștept să se mențină. Și atunci, cu ajutorul unui câștig nerecurent din achiziția OTP Bank, profitul să fie unul record pe trimestru 3. Mergem mai departe și discutăm și despre BRD, care mă aștept să anunțe niște rezultate mai bune decât în ultimele două trimestre. Cel puțin asta este estimarea mea, pentru că BRD a vândut în anul 2024 BRD Pensii, dar și BRD IFN, Finance IFN. Și la finalul semestrului întâi am găsit în raportul BRD Mențiunea de active deținute în vederea vânzării. Și aici era menționată suma de 142,2 milioane de lei, și acestea reprezentau active financiare, credite și avansuri acordate clientelei în valoare de 131,6 milioane de lei. Era la 30 iunie 2024. Aceste tranzacții s-au încheiat, din câte știu eu. Așadar, mă aștept că poate o parte din aceste milioane de lei să fie transformate în venituri care să se reflecte cumva în rezultatele pe trimestru 3. Și astfel, rezultatul raportat de BRD să fie mai bun decât în ultimele două trimestre, când banca a raportat 326 de milioane pe trimestru 1 sau 367 de milioane de lei pe trimestru 2. Și atunci, rezultatele băncii ca și în cazul Băncii Transilvania, să fie umflate cumva de acest câștig nerecurent datorită vânzării unor participații. După sectorul bancar trecem și la sectorul energetic și discutăm despre Hidroelectrica, o companie care și-a publicat recent indicatorii operaționali și pe baza acestor indicatori ne putem face o idee asupra rezultatelor care vor fi raportate pe trimestru 3. Uitându-ne la cantitatea de energie produsă, putem observa o scădere cu 20% a cantității produse față de aceeași perioadă a anului trecut, dar uh, cantitatea vândută de energie este chiar mai mică uh, și față de trimestrul 1 și față de, de trimestrul 2 2024, 3000 de gigavat-oră față de 4200 în trimestrul 2 2024. De asemenea, cantitatea de energie vândută pe piața Angro a fost doar de 1300 de gigawatt oră, cu mult mai mică față de cantitatea vândută în perioadele anterioare. În schimb, pe partea de furnizare am văzut o creștere a cantității vândută până la peste 1520 de, de -or. Pe baza acestor cifre sau pe baza acestor indicator operațional, eu am folosit niște prețuri cu care estimez că Hidroelectrica a vândut cantitatea pe piața în gro, dar și pe piața de furnizare. Am folosit cam aceleași cifre ca cele din trimestrul 2 2024. Nu m aștept la diferențe majore. Și atunci, pe baza acestor indicatori operaționali, am făcut calculele și Hidroelectrica ar putea raporta strict pe trimestrul 2 venituri totale de în jur de 2 miliarde de lei. Și cu o marjă netă de 50% a profitului, mă aștept la un profit net în jur de 1 miliard de lei strict pe trimestrul 3 2024. Am folosit o marjă netă doar de 50% față de 5.2 în trimestrele anterioare pentru că mă aștept la un câștig financiar mai mic față de trimestrele anterioare. Hidroelectrica a distribuit dividende și atunci a trebuit probabil să renunțe la niște depozite bancare pe care le a constituit în trimestrele anterioare și care i-au adus câștiguri financiare aproape de 100 de milioane de lei. Acum aștept la un câștig financiar mai mic și atunci acest lucru se ducă la o marjă netă mai mică decât în trimestrele anterioare. Deci venituri în jur de 2 miliarde de lei și un profit net de 1 miliard de lei mai mic decât în trimestrele anterioare. Dar cu acest profit de 1 miliard de lei cifrele estimate de analiști pentru anul 2024, adică un profit de vreo 4,3 miliarde de lei, ar putea fi atinse până la finalul anului, deoarece nu mă aștept la un câștig de doar 650 de milioane de lei pe trimestru 4, mă aștept la un câștig ceva mai mare și atunci acest profit estimat de 4,35 de miliarde de lei, estimat de analiști peste nivelul bugetat de companie, mă aștept să poată fi atins sau chiar depășit până la finalul anului 2024. În continuare discutăm despre Digi, o altă companie care ar putea anunța rezultate record pe trimestrul 3 2024. puțin o informație interesantă și dați un share și pe alte grupuri de investitori dacă considerați că acest material video le-ar putea fi util și altor investitori la bursă. Așadar discutăm despre Digi. Care a avut un trimestru 2 destul de bun, așa cum se vede aici în platforma Investește la bursă. Rezultatul pe trimestru 2: veniturile au fost la nivel record, 472,8 milioane de euro, și al doilea cel mai bun rezultat operațional raportat vreodată de Digi. Dar acum, rezultatul pe trimestru 3 ar urma să fie influențat pozitiv de un câștig nerecurent din vânzarea unei participații din Spania, dacă vă aduceți aminte. Pe data de 5 aprilie, Digi anunța că Digi Spania a încheiat un contract cu Sota Investments pentru vânzarea unei rețele de fibra optică în 12 provincii din Spania la un preț de până la 750 de milioane de euro. Contractul însă a fost încheiat finalizat abia pe 5 septembrie. De aceea spun că această tranzacție ar putea să se reflecte în rezultatele pe trimestrul 3 și rezultatul pe trimestrul 3 să fie un rezultat record raportat de Digi. Mă aștept ca veniturile în continuare să crească Poate chiar să avem valori record. Aici, în platforma Investește la Bursă, la secțiunea Indicatori Specifici, se poate vedea cum numărul de clienți pe segmentul mobil continuă să crească în mod accelerat. Vânzările pe piața din Spania se apropie, sau numărul de clienți de pe piața din Spania se apropie de cel din România. Și numărul de clienți pe televiziune continuă să crească. De asemenea, Digi crește accelerat și pe segmentul de internet fix în Spania, și încă are mult loc de creștere, și se vede aici foarte bine în platforma Investește la Bursă, cum veniturile din Spania contribuie din ce în ce mai mult la cifra de afaceri totală pe care Digi o raportează. Dar haideți să discutăm despre câteva companii care, după părerea mea, sunt nevoite acum pe trimestrul 3 să raporteze rezultate bune, chiar rezultate record, pentru că altfel, dacă nu livrează acele rezultate record, bugetul acestor companii nu va putea fi realizat până la finalul anului. Una dintre aceste companii, după părerea mea, este Teraplast, care este nevoită să raporteze acum pe trimestrul 3 rezultate bune, pentru că altfel nu va putea să-și atingă cifrele bugetate și anume un profit de 10,6 milioane de lei. La finalul semestrului întâi, așa cum ne arată aici datele din platforma Investește la Bursă, Teraplast ar avea o pierdere de 6,6 milioane de lei și pentru a atinge cifrele acestea bugetate de 10,6 milioane de lei, este nevoită acum pe trimestrul 3 să vină cu rezultate bune, poate chiar rezultate record, pentru că altfel acest buget nu este credibil. Cel mai probabil investitorii nu vor, nu vor avea încredere că pe trimestru 4 poate recupera. Așadar, după 3 trimestre consecutive de pierdere netă, Teraplast este nevoită să vină cu un rezultat pozitiv care să împingă cumva această pierdere de 6,6 milioane, să o împingă în teritoriu pozitiv pentru că apoi în trimestru 4 să livreze din nou niște rezultate foarte bune pentru a atinge aceste cifre bugetate de 10,6 milioane de lei. Deci, Teraplast este cam nevoită să raporteze rezultate bune, rămâne să vedem dacă le va și livra. O altă companie care, după părerea mea, este nevoită să livreze rezultate record acum la trimestrul 3 este Simtel, care a cam dezamăgit investitorii cu rezultatul pe trimestru 2 raportat. A fost unul dintre cele mai mici profituri raportate de Sintel după anul 2021-2022. A fost niște rezultate sub așteptările investitorilor și acest lucru, cred că ați văzut cu toții, s-a reflectat și în cotația de pe bursă. Sintel și-a bugetat niște cifre îndrăznețe pentru anul 2024, adică o creștere de 28% a profitului net până la 35 de milioane de lei. Însă, acum, la semestru întâi, datele pe care le avem disponibile, gradul de realizare a cifrelor estimate este unul modest. 25% pe cifra, 25 pe cifra de afaceri, 17% pe profitul net. Simtă, l a explicat în conferința cu investitorii și analiștii că a schimbat modelul de business și s-a orientat către proiecte de o dimensiune mai mare și se așteaptă ca în a doua parte a anului să recupereze foarte mult și chiar să-și atingă cifrele bugetate. Doar că, în acest moment, cu un grad de realizare a profitului net de doar 17%, cifrele acestea bugetate par greu de atins. Așadar, Sintel este nevoită, așa cum vă spuneam, este nevoită să vină cu niște rezultate foarte bune în următoarele două trimestre pentru ca acest buget să fie atins la finalul anului. Rămâne să vedem cifrele anunțate de companie pe trimestru 3. Am pregătit o prezentare cu mult mai multe detalii cu despre mult mai multe companii precum Medline, Sfera, Deneagrar, Arobs, Agroland și multe alte companii, dar toate aceste date le, am, le voi prezenta joi seara pentru investitorii din platforma Investește la Bursă, un webinar alături de Cristi Tudorescu. Vă aștept să vă deschideți un cont în platforma Investește la Bursă pentru că vă va ajuta cu siguranță să faceți investiții mult mai bine documentate.